Bună ziua și bine v-am găsit! Este joi, ora 13 și începe o nouă ediție 90-60-90. Astăzi discutăm cu doamna dr. Corina Zugravu, medic primar, igienă, alimentație și nutriție. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Astăzi tema discuției noastre este cum să consumăm corect grăsimile. O temă foarte actuală în condițiile în care se apropie vara, deși afară nu prea apare să vină soarele cât de curând, dar oricum se apropie vara și lumea încearcă să intre în formă, să slăbească câteva kilograme și tendința este de a elimina complet grăsimile din alimentația noastră. Și aș vrea să vă întreb dacă este corect și dacă în felul acesta reușim să slăbim și să avem o alimentație sănătoasă. Păi, în primul rând, din ce ai spus, trag foarte clar concluzia că nu este corect. Nu e vorba numai de grăsimi. Faptul că noi până acum am fi mâncat astfel încât nu mai avem o formă adecvată și că vrem acum, în 2-3 luni sau poate și mai puțin, să arătăm perfect, să intrăm în costumul de baie sau în rochile de vară, e greșit. Trebuie să ne păstrăm cât de cât într-o formă adecvată sau cu o greutate apropiată de cea normală pe tot timpul anului. E adevărat însă că iarna, sub diversele haine pe care le îmbrăcăm, multe și care, mă rog, ne ascund imperfecțiunile, avem tendința de a ne mai îngreșa. Legat acum de grăsimi, da, grăsimile sunt victime la ordinea zilei. Ele nu numai din cauza slăbitului ar fi victime, ci și din cauza bolilor cardiovasculare. Oamenii au învățat că cel puțin anumite tipuri de grăsimi sunt nefavorabile aparatului cardiovascular. Știu și faptul că grăsimile au multe calorii, un gram de grăsime are 9,3 kcal. Așa că ori de câte ori e vorba de un regim, fie de slăbit, fie pentru altceva, primele care sunt eliminate parțial, măcar dacă nu chiar aproape de total, sunt grăsimile, ceea ce este greșit, pentru că grăsimile sunt unii dintre nutrienții de bază, alături de proteine și de carbohidrați, și ele îndeplinesc foarte multe roluri în organism, nu e vorba numai de rolul energetic, acela de a ne aduce energie. Și aceste roluri pornesc, nu știu, de la rolul de susținere. Gândiți-vă că diversele vișere și organe din corpul nostru sunt ținute în locurile în care se găsesc, printre altele, de grăsimi. Mi-am amintit și acum că am avut o colegă de facultate care a încercat să slăbească și și-a redus aportul caloric drastic. Ceea ce a obținut a fost optoză renală. Practic, rinichii ei au căzut în cavitatea abdominală pentru că grăsimea perirenală fusese cea care a fost lovită de cura de slăbire, nu grăsimea de pe coapse sau de pe burtă, și a rezultat o problemă foarte, foarte serioasă. Deci ne țin vișele în loc. Grăsimea subcutanată este cea care ne ferește de frig. Asta cred că mulți au observat, dar bine, vara poate că lumea se gândește că nu este frig. Ne servește la amortizarea unor șocuri. Pe de altă parte, fiecare celulă are o membrană. Membranele celulelor au și componente lipidice. Sunt foarte multe componente active care au la bază grăsimi. Deci nu se poate, pe scurt, pentru că o să mai discutăm în continuare, nu se poate concepe un organism sănătos fără grăsime. Și pentru că vine vara, legat de chestia asta, vitamina D, pe care noi o sintetizăm în piele, de exemplu, sub acțiunea razelor ultraviolete, se sintetizează dintr-un precursor lipidic. Deci în epidermul nostru există o substanță pe bază de colesterol care se transformă sub acțiunea razelor ultraviolete în vitamina D, pe care o folosim cu toții, așa cum se știe. Pe scurt și în concluzie, nu se poate concepe o alimentație sănătoasă fără grăsimi. Și totuși, din păcate, din lipsă de informare sau din surse greșite de informare, aceasta este tendința. Vreau să mai adaug ceva înainte de a merge mai departe, ca să nu uit. În produsele alimentare, de foarte multe ori, când e vorba de produse light, să le spunem, deci produse din acestea cu calorii puține, există o reducere a conținutului de lipide. Eu știu, producătorul, știind că în rândul consumatorilor se caută produse cu puține grăsimi, se scot aceste grăsimi parțial sau total, dar ele sunt de obicei înlocuite cu ceva. Deci adevărat că e un produs hipolipidic sau cu conținut lipidic scăzut, însă de obicei nu se poate pur și simplu să le scoatem fără să le punem altceva în loc, și acela altceva sunt de obicei carbohidrați, care desigur că au și ei calorii, au într-adevăr mai puține calorii decât lipidele, dar excesul de carbohidrați iarăși nu este sănătos. Sau se pun alte componente, gândiți-vă la iaurturile acelea degresate, e adevărat că ele sunt cât se poate de în regulă, dar pentru a mări consistența, pentru că dacă scoți grăsimea, iaurtul rămâne foarte apos, se introduce altceva, de exemplu amidon, deci practic nu mai mâncăm grăsime, dar mâncăm un carbohidrat. Oricum am dat-o până la urmă, tot un dezechilibru în organism introduce. Și atunci, care ar fi soluția? Soluția este alimentația echilibrată, în care să fie reprezentate toate principiile nutritive adecvat necesităților organismului. Știu că sună ca o tautologie, ca un lucru pe care îl tot zicem și nimeni nu vrea să-l asculte, dar asta este realitatea.
Iar în ceea ce privește grăsimile, trebuie să le mâncăm în anumite limite. Desigur, nu propovăduiește nimeni să mâncăm foarte multe grăsimi. Aici, în cazul grăsimilor, accentul să fie pus mai ales pe grăsimile sănătoase și mai puțin pe grăsimile nesănătoase care abundă, din păcate, în alimentația noastră tradițională. Exact, asta era următoarea mea întrebare, pentru că ați menționat și mai devreme diferența aceasta dintre grăsimi. Aș vrea să ne spuneți de ce cum diferă ele și care sunt sursele de grăsimi bune și grăsimi rele. Din păcate, în ceea ce privește grăsimile, medicii au fost nevoiți să intre în detalii de chimie, pentru că s-a constatat încă de foarte multă vreme că diferențe foarte mici în structura de detaliu a grăsimilor acestora duc la consecințe importante asupra organismului. Deci eu știu, probabil că ascultătorii nu mai țin minte de la lecțiile de chimie organică din liceu, dar o dublă legătură, ceva infinitezimal între doi atomi de carbon dintr-o moleculă de lipidă, fac ca acea grăsime să fie bună pentru organism sau, din contră, acea grăsime să fie rea pentru organism. Lucrurile sunt foarte complicate, foarte complicate în general și pentru noi medicii care nu suntem foarte talentați la chimie. Lucrurile însă sunt simplificate pentru uzul consumatorilor, să le spunem, și grăsimile au fost puse în două categorii, grăsimi bune și grăsimi rele. Asta nu înseamnă că grăsimile rele trebuie să le ștergem del tot din alimentație, pentru că nu se poate, nu este posibil să le ștergem de tot. Obiectivul nostru este să minimalizăm consumul de grăsimi rele, să existe un echilibru astfel încât să mâncăm mai multe grăsimi bune decât grăsimi rele. Sub denumirea grăsimilor, asta de grăsimi rele, au fost puse grăsimile saturate, iar sub denumirea de grăsimi bune se găsesc grăsimile nesaturate, mononesaturate sau polinesaturate. Legat de grăsimile rele ca surse, deci ca surse de grăsimi saturate, desigur că ele se găsesc peste tot, în toate alimentele găsim grăsimi saturate, dar mai mult le întâlnim în grăsimile animale, deci se găsesc în cantități foarte mari, în unt, în frișcă, în smântână, în, nu știu, untură, o sânză, în carnea grasă, de porc, de oaie, de vită. Toate aceste alimente sunt extrem de bogate în grăsimi, ceea ce duce și la o valoare calorică mare, dar și la un aport de grăsimi rele care sunt foarte nocive, în principal pentru aparatul cardiovascular. Pentru că el, vasele de sânge, sunt cele care transportă grăsimile dintr-o parte într-alta până la urmă. Iar grăsimile bune, de asemenea, între ghilimele, pentru că este o vulgarizare a termenilor științifici, sunt grăsimi mononesaturate sau polinesaturate, care se găsesc de regulă în alimente de origine vegetală. Și aici sunt foarte multe produse, uleiurile vegetale pe care noi le consumăm, de la uleiul de măsline până la uleiul, nu știu, de floarea soarelui, de sâmburi de struguri, de nuci, de rapiță, margarinele vegetale, aceste grăsimi tartinabile sunt bogate în așa ceva, nucile, alunele, leguminoasele de orice fel, deci fasolea uscată. De asemenea, există și surse de origine animală, dar foarte restrânse, e vorba de pește. Peștele oceanic, peștele de apă rece, conține grăsimi de calitate bună, deci grăsimi din acestea polinesaturate. Și putem, ați spus mai devreme, că nu putem să excludem complet din alimentație grăsimile rele. Nici n-ar fi judicios să spunem, pentru că organismul ar beneficia cel mai bine și mai bine de un raport adecvat, cum vă spuneam. De ce n-am putea să le excludem total? Pentru că ele se găsesc oricum. Deci grăsimi saturate găsim și în alimentele de origine vegetală. Nu putem face un aliment care să aibă exclusiv grăsimi bune sau un aliment care să aibă exclusiv grăsimi rele. Ele sunt în general combinate. Grăsimi saturate găsim, de exemplu, și în alune, care sunt fructe oleaginoase foarte sănătoase, sau un fistic, sau un migdale, sau un nuci. Uh-huh. De asemenea, găsim aceste grăsimi saturate în cantități mai mici și în alte alimente de origine vegetală. Nu avem cum să scăpăm de ele. Obiectivul nostru, până la urmă, este să avem, cum spuneam, un raport optim, care înseamnă să avem aceeași cantitate de grăsimi saturate, aceeași cantitate de grăsimi nesaturate și aceeași cantitate de grăsimi polinesaturate, deci un raport 1 la 1 la 1. Practic să mâncăm suficiente alimente care ne aduc grăsimi bune, astfel încât să compensăm obligatoria prezență și a grăsimilor rele. Care ar fi sfatul dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc și încearcă să obțină acest echilibru? Trebuie să ne urmărim etichetele sau mai degrabă să ne uităm la sursele de grăsimi bune și grăsimi rele, așa cum ați menționat mai devreme, adică să știm care sunt alimentele și nu neapărat să ne speriem de fiecare dată când ne uităm pe eticheta unui produs?
Ne-am uitat degeaba să știi pe eticheta produselor, pentru că, deocamdată cel puțin, etichetarea nutrițională este destul de restrânsă. Sunt unii producători mai precis care o practică încă de câteva vreme, dar obligația legislativă, deci să fie obligați prin lege, nu sunt. La un moment dat, în curând, va exista obligativitatea înscrierii pe etichetă a grăsimilor saturate și a colesterolului, dar până atunci mai este și cred că oamenii, nu știu, vor fi poate puțini confuși în momentul în care vor vedea ta informație nutrițională pe etichetă, cel puțin la început. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să citim etichetele. Etichetele sunt totdeauna foarte, foarte importante și aduc vestea bună că noua lege prevede inclusiv etichete scrise cu caractere mai mari, astfel încât noi, cei care nu vedem atât de bine aproape, sau bunicii noștri care au și mai mari probleme, o să descurce mult mai ușor atunci când cumpără un produs. Deci etichetele sunt și ele importante, dar știu că nu este ușor, nu putem tot timpul să stăm să avem contabilitatea exactă, ce mâncăm, să ne gândim care e de origine animală, care e de origine vegetală. Ideea ar fi că, așa cum spuneam, oricum găsim saturate, găsim rele, găsim din plin, nu se pune problema că nu le-am mâncat. Să ne orientăm către alimentele de origine vegetală sau către alimentele despre care spuneam că sunt surse de grăsimi bune și să avem grijă să le includem în alimentația noastră de zi cu zi, și la tinerețe și la bătrânețe, deci trebuie să avem grijă și în alimentația copiilor de acest lucru. Deci, nu știu, să avem grijă ca în fiecare zi, să mâncăm un pumn de alune, nuci, produse de genul acesta. Să punem pe sandvișul nostru sau al copiilor o grăsime tartinabilă vegetală și nu unt. Eu sunt un adversar declarat al untului, îmi pare rău. Untul este un aliment foarte dăunător pentru aparatul cardiovascular. Să punem un ulei vegetal, o lingură de ulei vegetal în salata pe care o pregătim, fără să fim atât de disperați că ne va aduce nu știu câte calorii. Aduce calorii, dar aduce și produse foarte necesare, grăsimi foarte necesare pentru sănătatea noastră. Să reducem puțin consumul de alimente grase de origine animală. Se poate mânca pulba de porc care e mai slabă, nu ceafa de porc care este foarte grasă. De 2-3 ori pe săptămână să includem în alimentația noastră și carne de pește sau, mă rog, fructe de mare. Știu că e destul de dificil, dar ne aduc acei acizi grași cu lanț lung, polinesaturați, care sunt foarte sănătoși. Deci, un echilibru, până la urmă, alimentația diversificată, în care există și produse de origine vegetală și produse de origine animală, este cea mai bună pentru a aduce un echilibru și în ceea ce privește aportul de lipide. Pentru că ați menționat mai devreme de copii și de bătrâni, cum diferă cantitatea aceasta de grăsimi pentru cei mici și pentru adulți? În valoare absolută nu diferă foarte mult. Copiii au un necesar lipidic ceva mai mare decât noi, decât adulții și decât bătrânii, tocmai pentru că ei au nevoie de foarte multă energie raportat la greutatea lor corporală, nu raportat la în valoare absolută, pentru că altfel, sigur, comparativ cu un adult, sunt mai puține calorii. Deci la ei e mai liber, să spunem așa, din punct de vedere al grăsimilor, în primul rând pentru că ei sunt mai activi și, în al doilea rând, pentru că ei chiar au nevoie de aceste grăsimi, pentru că își maturează aparate și sisteme care depind mult de grăsimi, cum este sistemul nervos, cum este retina, cum sunt componentele de genul acesta. Plus, cresc. Și am spus de la bun început că lipidele au și rol structural. Dar și în cazul lor, aceeași, nu să spunem restricție, aceeași echilibru trebuie păstrat și alimentele de origine animală grase trebuie să fie scăzute puțin în favoarea apariției acestor alimente de origine vegetală care conțin grăsimi bune. Și încă n-am vorbit încă de grăsimile esențiale, dar imediat vom vorbi și despre ele. Deci atenție și la copii, mai puțină carne grasă. Asta și mai multe uleiuri și grăsimi vegetale sănătoase. Sfatul pentru părinți în privința alimentelor, dacă ar fi așa trei alimente de bază cu grăsimi bune pe care ar trebui să le includă în meniul zilnic al copiilor? Of, Doamne, degeaba dăm rețete, pentru că ei până la urmă tot ce vor ei mănâncă. O spun din proprie experiență. Știu că nimeni nu e profet în țara lui, dar mai greu convingi copilul să mănânce ce nu-i place. Însă, uite, mă gândesc că, de exemplu, dacă un ulei bun îl poți pune în supă după ce ai pregătit supa, o lingură, două de ulei la oala respectivă sau o linguriță în farfuria lui, asta s-ar putea să-ți refuze, deși uleiul ăla e foarte sănătos, poți să-i ungi pe sandwich o grăsime vegetală tartinabilă de calitate bună și în felul ăsta, nu știu, 20 de grame ai acoperit deja necesarul de grăsimi sănătoase pe ziua respectivă. Sau, în loc să-i oferi dulciuri ca gustare, marea problemă a părinților, bunicilor și tuturor rubedenilor deopotrivă, învață-l să mănânce
câteva bobe de fistic, câteva alune, câteva nuci, sau măcar dacă vrea să fie ceva dulce, dă-i, nu știu, nuci învelite în zahăr ars, cum mâncam eu în copilărie. Deci, sau dă-i, nu știu, învață-l cu alimente care conțin, legume și fructe care conțin grăsimi sănătoase, învață-l cu avocado. Acum e destul de popular și la noi, se găsește și la prețuri rezonabile în supermarketuri. Deci hai să-l învățăm cu gusturi de genul ăsta. Avocado e o sursă foarte bună de acid graș omega-3 și mă gândesc că dacă îi faci, îi pui într-o salată câteva felii, va accepta. Ați observat în ultimul timp că românii, în general, nu numai părinți fiind, au adoptat alimentația aceasta mai sănătoasă, pentru că sunt într-adevăr anumite produse care sunt foarte la modă acum și... Acum, cred că 2 săptămâni sau 3 săptămâni, am fost cu niște elevi de-ai mei în cadrul săptămânii Școala Altfel, pe care cred că o cunoașteți cu toții, așa, într-o grădiniță de lângă București, din, să zicem, mediul rural, cu toate că e o comună suburbană, și apoi la o școală. Și aici am văzut foarte clar care sunt tendințele acestea noi. Copiii deja și-au învățat lecția, știu teoria cu legumele și fructele, mai bagă și cât un aliment din acesta mai exotic. Fructele, într-adevăr, erau și ananas, erau și produse, nu știu, kiwi, produse mai rar întâlnite, dar în același timp apăreau, să știi, cu maximă acuratețe, sărmăluțele, mititei și câteva produse, ciorbița de lobodă, asta m-a bucurat, ciorba de lobodă chiar este ceva sănătos, deci apăreau și produsele tradiționale. Deci că ne găsim în fața unei bucătării, se zice, în fusion, în care există și produse străine, dar și produse din acestea autohtone. Chiar o fetiță figurase printre felurile preferate de mâncare, o ciorbiță, o supiță tailandeză, ceea ce înseamnă că, iată, ne deschidem către alte gusturi, alte arome, și nu era vorba de copii foarte favorizați din punct de vedere material. Deci erau dintr-o grădiniță și o școală banală, obișnuite, de nivel obișnuit de la noi din țară. Și pentru că ați menționat de bucătăria românească în comparație cu celelalte bucătării, în general, bucătăria românească se bazează pe o grămadă de produse alimentare, rețete care au multe grăsimi. Și aș vrea să vă întreb cum reușim să păstrăm tradiția românească și să mâncăm în același timp sănătos, dar asta după o scurtă pauză. Mai întâi luăm o pauză și apoi revenim. Mai ales că astăzi, 1 mai, trebuie să ne dați niște exemple. Revenim, stați cu noi! Cred că se vede fumul de la grătare din satelit, cum era. Te-ai săturat de emisiunile în care ești doar un simplu spectator? Primetime România este singura emisiune care stă dreptul la replică. Sunt Oana Bojan și te aștept la Radio Links să găsim împreună răspunsurile la cele mai importante probleme cu care se confruntă societatea românească. Marți de la ora 20. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Dacă te uiți la... So I make it harder. Don't hold back. If you think about it, so many people do be cool and look smarter. Don't hold back. And you shouldn't even care about those noses in the air and the crooked stairs. Don't hold back. 'Cause there's a party over here, so you might as well be here with the people care. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. You may stumble, trip up, fall on your face. Don't hold back. You think it's time you get up. Crunch time, back and sit up. Come on, keep pace. Don't hold back. Put apprehension on the back burner. Let it sit. Don't even get it lit. Don't hold back. Get involved with the jam. Don't be a prick. Hot chick, be a pig. Don't hold back. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. The world, you're holding back. The time has come to. World,
time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, the time has come to push the button. World, my finger is on the button. My finger is on the button. My finger is on the button. Push the button. Suntem din nou în direct alături de doamna doctor Corina Zugravu, medic primar igienă alimentației și nutriției. Și înainte de pauză vă pusesem o întrebare interesantă legată de bucătăria românească tradițională. Tradițională. Și eu zic să nu fim așa, nu știu, să ne gândim ca un blestem că bucătăria asta tradițională numai la noi este foarte grasă. Bucătăriile tradiționale în întreaga Europa, cel puțin, că asta e mie mai bine cunoscută, sunt cât se poate de indigeste și de grase. Să știți, au și francezii niște feluri de mâncare în care se mănâncă colesterol și grăsimile cu lingura. Deci sunt, bucătăria tradițională este indigestă și plină de grăsimi sănătoase. De ce? De grăsimi nesănătoase. De ce? Pentru că lumea pe vremuri avea alt regim de viață cu cel de astăzi. Se muncea enorm fizic, se ardeau aceste grăsimi fără să existe riscul de supraponderalitate, de obezitate, pe de o parte, pe de altă parte se mânca foarte rar atât de gras. Deci carne, grasă, mâncările acestea grele. Ce să spun, deci în sudul României pe vremuri, cel puțin toată perioada de vară, se mânca brânză cu roșii și pâine. În rest nu mânca nimeni mâncărurile pline de grăsimi nesănătoase. Iarna e adevărat o sarma mai grea, dar perspectiva efortului pe care îl făceau oamenii parcă nu conta. Deci există mici tricuri, să spunem, mici soluții să facem și bucătăria asta tradițională ceva mai ușoară. Nu ne obligă nimeni să punem, nu știu, la produsele din tocătură, să spunem, care e considerat de foarte mulți nesănătoasă. Tocătura nu e nesănătoasă în sine. E nesănătos faptul că punem aici produse greu digerabile și nesănătoase prin ele însele, cum este grăsime. Dacă faci o tocătură cu mai puțină grăsime, e în regulă. Tot felul de țesturi conjunctive, zgârciuri, tendoane, astea fac tocătura aia foarte grea. Poți să faci tocătură, să-i spunem, de regim, cu toate că nu e de regim, folosind carne macră. Deci fără zgârciuri, fără grăsime sau cu o cantitate ceva mai puțină, mai puțin importantă. Poți să gătești cu ulei în loc să gătești cu untură. Poți să nu pui smântână în supa care, în ciorba care deja este foarte grasă. Poți să pui eventual o linguriță, două de iaurt. Poți să nu pui stratul acela de două degete de unt pe sandwich, ci poți să pui o grăsime vegetală tartinabilă. Sau dacă vrei să mănânci foarte pur, nu știu, gândește cum mâncau cretanii, o bucată de pita uscată, o bucată de pâine prește pe care presărau puțin ulei de măsline. Deci există soluții, totuși să vrem, gustul nu are de suferit nicio situație. Mi-aminteam de Ardeal. La noi în Ardeal este o bucătărie cât se poate de grasă și cu foarte multe grăsimi din astea nesănătoase. Păi ei au cea mai mare incidență a bolilor cardiovasculare din țară și a neoplasmelor. Deci totuși, la scară mare, acest hiperconsum de grăsimi chiar are efecte negative asupra oamenilor. Și pentru că ați adus discuția la riscurile consumului acesta excesiv de grăsimi rele, aș vrea să ne povestiți un pic, ați menționat deja bolile cardiovasculare care sunt principala problemă. Și ele sunt principala problemă și numai că sunt principala problemă pentru om în sine. Azi apar aceste boli care sunt invalidante până la urmă la vârste din ce în ce mai mici. Avem, nu știu, bărbați, că bărbații nu sunt protejați de hormonii estrogeni, bărbați care la 39-40 de ani au cardiopatie ischemică și eventual și un preinfarct, dacă nu chiar un infarct. Oameni care fac, nu știu, diverse tromboze, accidente vasculare cerebrale la vârste foarte mici, pentru că 40 de ani înseamnă foarte puțin.
calitatea vieții a acestor oameni este foarte mică în continuare, deci chiar dacă supraviețuiesc, sunt o povară pentru ei, pentru familia lor, pentru societate. Tratamentele, medicamentele sunt extrem de costisitoare. Deci sunt niște sunt implicații multiple, ce să mai vorbim. Astăzi se discută chiar despre rolul pe care aportul acesta de grăsimile sănătoase l-ar avea în declanșarea, cel puțin, dacă nu chiar efect, o acțiune cauză-efect, asupra unor tipuri de cancer, cum sunt cancerele de sân la femeie. Deci implicațiile consumului de grăsimi nesănătoase sunt foarte multe, mai ales într-o populație îmbătrânită, pentru că noi, ca și toate celelalte țări europene și multe din țările din America de Nord, avem o populație care are o speranță mare de viață, o populație care trăiește din ce în ce mai mult și în care greșelile alimentare au timp să-și lase amprenta. Dacă pe vremuri, nu știu, la 40-50 de ani, dacă ajungeai, erai un om fericit, astăzi, 40-50 de ani, este deja floarea vârstei și atunci, până să ajungi la o anumită vârstă de 80-90 de ani, nu știu cam care ar fi speranța de viață mai mică totuși în România, până la vârsta respectivă are timp să se vadă și faptul că ai băut prea mult alcool și că ai fumat foarte mulți ani și că ai mâncat grăsimi sănătoase și că n-ai mâncat în ritmul și în cantitățile în care trebuie. Deci de aia astăzi vedem boli cauzate de alimentația nesănătoasă, boli pe care în trecut nu le vedeam. Auzim frecvent spus, da, bunicul mânca, dar pe vremea noastră bunicul se mânca și a trăit până la 80 de ani. Sigur, genetica este și ea foarte importantă. Poate provii dintr-o familie de mari longevivi, cum se întâmplă pentru unii. Dar pentru cei mai mulți, bunicul făcea și el apoplexie, numai că asta probabil că îl omora foarte repede și nu mai ajungea la spitale, cum ajunge în ziua de astăzi, să fie menținut în viață încă o lungă perioadă de timp. Deci atenție foarte mare când facem comparații cu trecutul. Ele sunt bune, dar să vă gândiți că stilul de viață și durata de viață a celor dinaintea noastră erau cu totul și cu totul altele. Și este important de menționat, așa cum a spus dumneavoastră, că efectele nu se văd imediat. Adică efectele unei alimentații nesănătoase și eventual cu un exces mare de grăsimi nu apar imediat într-o săptămână, într-o lună, ci în câțiva ani de zile. Din păcate sau din fericire, nu știu, când spun din fericire, mă gândesc la faptul că poate dacă efectele rele ale alimentației necorespunzătoare în general ar apărea mai repede, lumea s-ar arma mai rapid și ar lua măsuri. Este ca în cazul fumatului. Toată lumea știe că e dăunător și cancerigen, dar pentru că pe moment nu se întâmplă nimic, te gândești, nu o să mi se întâmple tocmai mie, sau nu știu, bunicul a fumat până la 80 de ani și n-a avut nimic. Nu se întâmplă nimic, din păcate sau din fericire, pe moment, însă pe termen lung, garantat se întâmplă ceva dacă nu mâncăm corespunzător. Și de multe ori mi se pune întrebarea, merită oare sacrificii din punct de vedere al alimentației să facem mai sănătoase? E garantat faptul că voi trăi mai mult și mai bine? Medicina nu garantează nimic și n-a garantat niciodată nimic, pentru că există foarte mulți factori care influențează bolile pe care le facem noi. Iar bolile acestea cronice degenerative, cum se numesc boli necomunicabile, au foarte mulți factori de risc, sunt determinate de foarte multe elemente. Însă, din păcate, pentru că, să spunem bolile de inimă, pentru că de ele vorbeai înainte, genetica, deocamdată nu avem cum să o influențăm. Sexul, nu avem cum să-l influențăm. Bărbații sunt victime mai tinere și mai sigure ale acestor boli. După aceea, fumatul, da, putem să-l influențăm. Vârsta, nu avem cum să o influențăm, îmbătrânim. Deci sunt niște factori pe care putem să acționăm mai puțin spre deloc. Pe câte vreme pe alimentație putem să acționăm, stăm puterea noastră să facem ceva în acest sens. Și dacă ai niște obiceiuri sănătoase încă de la vârstă mică, dacă le înveți de acasă, și în ceea ce privește grăsimile și în ceea ce privește alte componente alimentare, le vei avea în general pe viață și nu reprezintă niciun sacrificiu. Deci se poate mânca bine, se poate mânca satisfăcător, se poate găti corespunzător și fără să fie acolo o baie de grăsimi nesănătoase și colesterol. Practic, ce efect au grăsimile în organism și care atrag ca și consecințe bolile cardiovasculare? Mă gândesc cum să explic în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor că mecanismele sunt foarte, foarte complexe, încă nici la acest moment nu e deslușit totul foarte, foarte clar. Gândiți-vă că dacă mâncăm foarte multe grăsimi, mai ales grăsimi din acestea nesănătoase, ele sunt transportate prin sânge, prin aparatul nostru circulator, și sunt folosite ca, grăsimile în general sunt folosite ca sursă de energie, în principal, mă rog, și pentru sinteze, dar mai puțin, mai ales ca sursă de energie. Dacă mâncăm prea multe, până la urmă ele nu mai pot să fie folosite de niciun fel.
de către celule și se depun în pereții vaselor noastre, cam cum s-ar depune, nu știu, cam cum ar apărea acele proeminențe, ridicături în asfalt pe care le vedem aici colo și de care riscăm să ne împiedicăm. Nu se depun numai grăsimi, deci s-a depus prima grăsime în peretele vasului. Pe lângă grăsimea, acolo se mai depun și alte componente, de exemplu se depune calciu. Prin arborele nostru circulator circulă diverse elemente figurate, eu știu, globule roșii, globule albe, trombocite, tot felul de elemente de genul acesta, care circulă bine atunci când peretele vasului este foarte neted, lucios. Gândiți-vă la gheața de pe un patinoar. Așa trebuie să fie și pereții vasului nostru. Ei bine, în cazul în care se întâmplă ceva, am spus anterior, deci apar aceste denivelări care se numesc plăci de aterom, elementele figurate nu mai circulă așa cum trebuie, se împiedică, să spunem așa, de placa de aterom și formează acolo niște cheaguri, niște formațiuni care împiedică și mai mult circulația sângelui. Fluxul sanguin necorespunzător pe anumite teritorii, de exemplu pe teritoriul vaselor coronare care aprovizionează inima sau, eu știu, pe teritoriul membrelor inferioare, creierului. Deci existența unui flux necorespunzător sanguin duce până la urmă la o insuficiență a oxigenului la celule. Practic, celulele din teritoriul respectiv nu mai pot să metabolizeze, să trăiască, să respire corespunzător. Asta se întâmplă dacă vasele au fost îngustate foarte mult, dar la un moment dat e posibil ca aceste vase să se îngusteze și mai mult, să se blocheze de tot și atunci avem de a face cu un accident ischemic cerebral, cu un infarct, practic numai la inimă infarctul, practic nu mai ajunge oxigen deloc și celulele mor, apar zone de necroză care de multe ori nu sunt compatibile cu viața. Un infarct extins la inimă duc la imposibilitatea funcționării corespunzătoare a inimii și la decesul pacientului, dar chiar dacă nu apare decesul, apar handicapuri foarte mari. Infarct de genul acesta se poate produce și la vasele care ne irigă intestinele. Pot să apară obstruări ale vaselor care irigă membrele inferioare. Deci sunt foarte, foarte, foarte multe probleme cu consecințe grave. Sunt doar persoanele care au probleme cardiovasculare, cele care ar trebui să aibă mai multă grijă la grăsimi sau sunt și alte persoane cu alte afecțiuni care ar trebui să aibă grijă la regimul alimentar în ceea ce privește grăsimile în mod special? Dar ne răspundeți la întrebare după o altă scurtă pauză. Revenim imediat. Like violence, break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain, words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Suntem din nou în direct și discutăm cu doamna dr. Corina Zucravu, medic primar igiena alimentației și nutriției. Și înainte de pauză vă pusesem o întrebare legată de persoanele cu diferite afecțiuni care trebuie să aibă mai multă grijă la regimul alimentar în ceea ce privește grăsimile. Asta se leagă de ce m-ai întrebat anterior și ce spuneai cu efectul alimentației pe termen lung sau pe termen scurt asupra bolilor. E adevărat că atunci când ești deja bolnav, ești mai atent și trebuie să fii ceva mai atent la grăsimile nesănătoase, dar să nu ne îmbătăm cu apă rece. Efectul asupra sănătății este pe termen lung. Alimentele nu sunt medicamente. Dacă mi-am modificat astăzi, oamenii ar vrea ca astăzi să opteze către un model de alimentație sănătoasă, de mâine să fie absolut sănătoși, dacă se poate și bolile pe care le au să fie date înapoi. Deci în cazul persoanelor care au deja afecțiuni, sigur că ele trebuie să fie hiperatente, dar cu toții trebuie să fim atenți, mai ales de la o vârstă, nu știu, să zicem în 25-30 de ani încolo, poate chiar și mai devreme, să ne modificăm stilul de viață, să ne modificăm modul de alimentație, astfel încât să favorizăm profilaxia acestor boli cronice. Dar ce spun eu de la 30 de ani? Încă din copilărie se învață aceste bune obiceiuri de acasă și ele vor fi păstrate pe mai târziu. Deci să nu se aștepte nimeni, repet, a mia oară, ca de azi pe mâine să obții efecte prin modificarea modului de alimentație, că lucrurile astea nu se întâmplă. Alimentele acționează pe termen lung. Iar ca boli, ca persoane cu diferite boli, care ar fi cele mai cele, cum spuneai, cu boli cardiovasculare, cele care au dislipemii, deci modificări ale echilibrului lipidelor din sânge, chiar dacă ele nu s-au concretizat încă într-o boală organică, deci nu există o suferință, o boală de inimă manifestă, cei care au de asemenea tulburări hepatice și de colecist, pentru că grăsimile acestea până la urmă sunt modificate, sunt metabolizate cu ajutorul secreției biliare, cam toată lumea. Și cei care au pancreatită, să nu uit că acum în perioada asta Paște, 1 mai mâncăm grăsime și oamenii care au tulburări digestive, fie pancreatice, fie care țin de colecist, au de suferit și ajung adesea la spital. Pentru că până acum am vorbit de grăsimi și mai degrabă despre cele rele care au efecte negative, trebuie totuși să spunem că există și niște grăsimi esențiale. Și ar trebui să înțelegem un pic despre ce este vorba și legat de aceste grăsimi, care este rolul lor și de ce sunt atât de importante. Evident, când vorbim de grăsimi esențiale, nu se mai pune problema că pot să fie rele. Grăsimile esențiale sunt întotdeauna grăsimi bune. Esențial nu înseamnă propriu zis important. Esențial înseamnă un nutrient care nu poate să fie sintetizat de către organismul nostru. Și există niște categorii de grăsimi, de fapt de acizi grași, care nu pot să fie sintetizate și care trebuie aduse obligatoriu prin intermediul alimentelor. Și este vorba de o categorie de acizi grași care se numesc acizi grași omega-3 și o categorie de acizi grași care se numesc omega-6. Ce înseamnă omega-6, omega-3, de unde vin aceste denumiri? Cum spuneam la început, e vorba de un detaliu biochimic, dar de foarte mare importanță asupra grăsimilor și a efectului pe care le au aceste grăsimi în organismul nostru. Omega-6 găsim din plin, mai ales dacă mâncăm uleiuri vegetale și mâncăm și alimente de origine vegetală. Marea problemă este cu omega-3. Ei sunt necesari în cantitate destul de mică, însă ei se găsesc în foarte puține alimente și se găsesc de obicei în alimentația noastră într-un procent dezechilibrat față de omega-6. Deci mâncăm mult omega-6, dar de obicei omega-3, acid linolenic, pentru că el este principalul, găsim în cantități foarte mici și ca atare consumăm în cantități foarte mici. Unde îl găsim și pe el? Îl găsim în anumite uleiuri vegetale, cel de rapiță, care e foarte puțin consumat la ora actuală, e bogat în așa ceva. Uleiul de in este bogat în acid gras omega-3, respectiv acid linolenic. Mai găsim în fructele oleaginoase, nucile și rubedenile lor, în grăsimile tartinabile, dar numai în anumite grăsimi tartinabile, numai în anumite margarine, cele îmbogățite cu omega-3, și mai găsim formele lungi de acizi grași omega-3 în pește, în peștele oceanic, nu în orice fel de pește, deci nu se găsește așa ceva în peștele de râu sau din iaz, ci peștele pe care de obicei îl mâncăm sub formă congelată sau îl cumpărăm sub formă congelată, și mai ales în peștele gras, deci macroul este un exemplu și somonul are așa ceva, dar mă gândesc la formele mai accesibile. Tonul, de exemplu, este un pește slab, nu e foarte bogat în omega-3, dar macro cred că își poate permite toată lumea să cumpere și să mănânce de o dată de două ori pe săptămână, este în regulă. Deci nu avem grăsimile acestea esențiale, mai ales cele omega-3, nu sunt foarte răspândite. Și pentru cei care se întreabă, dar în trecut când aveam produse gen uleiuri, margarine îmbogățite în omega-3, de unde își luau oamenii
grăsimile omega-3 aveau, repet, cu totul alt mod de alimentație decât avem noi. Deci mâncau mult mai natural, mâncau mult mai multe produse de origine vegetală și mult mai puține de origine animală și ca atare echilibrul era păstrat. Echilibrul ideal între omega-6 și omega-3 ar fi de, să zic, 5 la 1, 7 la 1, ori în alimentația omului modern, echilibrul este de, echilibru între ghilimele, raportul este de 20 la 1 sau 10 la 1. Deci este un echilibru între ghilimele, un dezechilibru total, de unde și eventualele probleme care țin tot până la urmă de aparatul cardiovascular. Ați dat de mai multe ori exemplu margarina și vreau să vă întreb, pentru că este un aliment controversat, sunt foarte multe controverse legate de margarină, este sau nu un aliment bun? Ce ne puteți spune despre margarina legat în contextul discuției despre grăsimi? Eu m-am implicat în problema asta încă de mai multe ori și mi-am atras niște comentarii extrem de răutăcioase, le văd și astăzi pe internet. Cu durere de suflet, sinceră să fiu, s-a acuzat de tot felul de partipriuri din punctul ăsta de vedere, care sunt absolut false. Margarinele se bucură de o reclamă proastă pentru că inițial, atunci când au fost ele fabricate, se fabricau, mă rog, printr-un proces tehnologic care ducea la apariția unor substanțe nesănătoase, unor acizi grași trans. În fine, de 20 de ani nu se mai fabrică așa și totuși lumea n-a înțeles că aceste grăsimi sunt mai sănătoase decât untul. Nu orice este natural și e cazul untului, este foarte sănătos. Untul este o sursă de colesterol și de grăsimi saturate, lucru pe care nu-l găsim în cadrul margarinelor. Margarinele nu conțin colesterol pentru că sunt făcute din uleiuri vegetale până la urmă. Margarinele sunt îmbogățite de foarte multe ori în acizi grași omega-3 și sunt o formă foarte acceptată de către consumator de a ingera acești acizi grași omega-3. Deci, cum spuneam, mai greu îi dai copilului ulei. Pe câte vreme pe sandwich poți să-i pui așa ceva și n-ai nevoie de doze mari, doar de o cantitate mică. Eu personal le consider foarte, foarte avantajoase pentru omul modern, nu numai din cauza profilului lipidic, dar și din cauza faptului că poți adăuga diverse componente esențiale, cum sunt aceste acizi grași, cum sunt unele vitamine și de asemenea le poți dilua puțin din punct de vedere al caloriilor. Deci putem găsi margarine care au 300-400, poate chiar mai puțin de kilocalorii pe 100 de grame, pe câte vreme o margarină tradițională, untul sau untul au pe la 800-700 de kilocalorii, adică foarte mult și pe noi ne îngrijorează la ora actuală această epidemie de obezitate. Deci vrem cât de cât să ne reducem aportul de calorii. Și pentru că, într-adevăr, marea controversă legată de margarină este legată, într-adevăr, de procesul ei de producție. Vreau să vă întreb și legat de modul de a găti. Cum transformăm, practic, unele alimente care ar fi mai sănătoase prin modul de a găti și aducem un aport foarte mare de grăsimi în felul acesta? Gastrotehnia este un capitol de foarte multe ori neglijat și care este extraordinar de important. Să vă dau un exemplu, ouul, care este un aliment foarte valoros și care este un aliment de repaus pentru tubul digestiv. Deci poți să mănânci ou, nu vei avea dificultăți de digestie. Și totuși multă lume știe că ouul cade greu, nu-i așa? Pentru că noi tradițional... Și nu e bine să-l mănânci seara. Seara, exact. Pentru că noi îl prăjim de obicei, deci un tratament termic exagerat, în untură, în ulei. Prin tratamentul acesta termic exagerat în grăsime, de fapt grăsimea aceea este cea care se descompune și apar niște produși toxici și iritanți care îmbibă oul. Deci gastrotehnia este foarte importantă. În general, când folosești grăsime, e bine să nu tratezi termic la temperaturi foarte ridicate, depinde și de ulei, grăsimea, uleiul sau grăsimea pe care o folosești. De regulă, peste 190 de grade nu e bine, sau grăsimea nu e bine să fumege, uleiul nu e bine să fumege în tigaie, oricare ar fi grăsimea sau uleiul respectiv, că atunci înseamnă că s-a trecut de 190 de grade și grăsimile, uleiurile se descompun în produși toxici iritanți pentru tubul nostru digestiv și să nu se gândească ascultătorii noștri la acroleină. Multă lume știe de acroleină, dar acel compus este volatil, deci îl respiră numai cine pregătește mâncarea. Nu e vorba de el, e vorba de alți compuși care rămân în ulei, rămân în mâncarea noastră și ingerăm în măsura în care grăsimea aceea a fost tratată termic exagerat. Dacă nu e vorba de prăjit sau de tratament la cuptor, nu știu, la temperaturile astea foarte mari, cred că foarte bine este să adăugăm grăsimea sănătoasă la sfârșit. Dacă facem o mâncare sau facem o ciorbă, putem să adăugăm uleiul sau grăsimea pe care am ales-o pentru a o pune acolo. După ce am terminat tratamentul termic, pur și simplu să o adăugăm la supă, la mâncare. În felul acesta, fără tratament termic, va fi mai sănătoasă. Deci, în niciun caz prăjeli.
Este o plăcere vinovată, nu spunem niciodată în domeniul alimentației, în niciun caz, pentru că omul, dacă interziși ceva, simte o, așa, o, un îndemn să mănânce exact alimentul interzis, exact fructul interzis, așa că din când în când îi iertăm și cu prăjel, dar mai rar. Da, pentru că astăzi, cum spuneam, este 1 mai și vorbim de grătare care se pregătesc, oh, Doamne, da, și așa mai departe. Ce ne puteți spune despre alimentația de 1 mai? Putem să o avem face? Acum și o alimentație de 1 mai. Până acum avem alimentația tradițională de Paște sau de Crăciun, avem și pe cea de 1 mai. Grătarul și micii, despre care noi discutam în pauză. Da, există niște secrete ale grătarului sănătos, să nu vă imaginați că sunt numai românești, și în alte părți se practică. Barbecue e sport tradițional și în America, de exemplu. Sunt niște secrete ale grătarului, să spunem, mai puțin dăunător. Ideea care este, partea aceea carbonizată din alimente sau mai închisă la culoare, plus grăsimea care curge în cărbun și apoi se reîntoarce sub formă de fum, care până la urmă dă și gustul bun în produsul pe care îl mâncăm noi, îl încarcă pe acesta în produși cancerigene, în substanțe cancerigene. Desigur că dacă mâncăm ocazional grătar de două ori pe an, nu este niciun fel de problemă, dar dacă suntem adepți și avem posibilitatea să facem grătar în fiecare săptămână sau chiar mai des, e bine să luăm unele măsuri. Sunt tot felul de chichițe, care, de, mă rog, de tehnici care se pot aplica. Foarte bine este să punem folia aceea de aluminiu pe grătar, astfel încât grăsimea să nu curgă direct în cărbune și să se întoarcă aburul acela încărcat de substanțe volatile cancerigene în mâncare. Să scurtăm tratamentul termic la grătar. Mulți spun, puneți carnea întâi la microunde, la cuptorul cu microunde, tratați-o puțin pre coaceți-o și apoi lăsați-o pe grătar foarte puțin, astfel încât doar să prindă gustul adecvat. Alții spun să tratăm carnea într-o marinată înainte, marinată bogată în antioxidanți, pentru că scade producerea de substanțe cancerigene. Mai spun alții, printre care și eu, care nu sunt consumatoare de carne, să preparăm la grătar tot felul de legume, că ies foarte bune și ele nu au niciodată substanțe cancerigene. Și până una alta, grătarul să fie doar de câteva ori pe an, nu foarte des. Mai luăm o scurtă pauză și apoi revenim cu concluziile emisiunii. Dacă te uiți la majoritatea emisiunilor medicale din media românească, vei vedea că, în general, se discută despre boli și cum să le tratezi. Sunt Cristian Cârstoiu și te aștept la Radio Links să stăm de vorbă în emisiunea Vitamine, un eveniment pentru oamenii sănătoși care doresc să nu se îmbolnăvească. Vitamine, miercuri de la ora 19. Pe internet, evenimentele live sunt la Radio Links. Evenimentele live sunt la Radio Links. Din nou în studio în România Liberă și ne apropiem de concluziile discuției noastre de astăzi cu doamna Corina Zugravu, medic primar în gen alimentației și nutriției. Și pentru că, așa cum spuneam, se încheie emisiunea, aș vrea să tragem niște concluzii și să oferim niște sfaturi. În ceea ce privește concluzia emisiunii legată de consumul de grăsimi, cum consumăm corect grăsimile, care ar fi? Să nu renunțăm la grăsimi în alimentația noastră, măcar 20% din aportul caloric zilnic trebuie să fie din grăsimi, pentru că ele au niște funcții importante în organism, dar să avem grijă întotdeauna să nu omitem grăsimile sănătoase. Grăsimile vegetale, într-o formă sau într-alta, trebuie să fie incluse în alimentația noastră, iar grăsimile rele, mai puțin la ocazii, să le evităm pe cât posibil. Dacă ar fi să facem un meniu așa al unei zile, care să includă și grăsimile bune, care ar fi acela, de la micul dejun începând? Tu mă întrebi pe mine, eu fiind vegană, mai puțin mă pricep la cărnuri. Dar hai să spunem că dimineață, dacă ar fi să alegem un meniu, ar fi bine să mâncăm laptele degresat. Laptele este o obligație, să spunem, a micului dejun. Să alegem varianta de lapte degresat, pentru că grăsimile laptelui sunt aterogene, nu sunt grăsimi bune. Și să compensăm cu o grăsime sănătoasă pusă pe sandwich, de exemplu o grăsime din aceasta tartinabilă, eventual cu omega-3. Uh-huh. La prânz să mâncăm din când în când, deci măcar de două ori pe săptămână, o carne de pește care ne aduce de asemenea în grăsimi. Iar dacă suntem ciorbiști, cum sunt mulți români, să mâncăm o ciorbă cu foarte multe salzaturi în care am pus o lingură, două de ulei, de ulei vegetal. Iar seara, dacă optăm către o salată, care ar fi o opțiune foarte favorabilă, din nou o linguriță de ulei în salată ne aduce grăsimile sănătoase de care avem nevoie. Și dacă ar fi să dăm niște sfaturi așa de încredere legate de alimentație în general, nu doar legate de grăsimi,
moderația, diversitatea, adecvarea la necesități și până la urmă bunul simț. Cred că dacă toți am mâncat conduși de bunul simț și nu de pofte, de foame, de ce ne atrage în funcție de reclame, până la urmă toată lumea ar fi mai sănătoasă. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit și sfaturi și sperăm că toți cei care ne privesc după grătarul de 1 mai sau să sperăm că înainte de grătarul de 1 mai vor lua în considerare. Sper să ne mai revedem și să dezbatem și alte subiecte. Noi ne revedem săptămâna viitoare, până atunci o săptămână frumoasă. La revedere! Viața ieșită din tipar, doar în România liberă! Doar în România.